ziua și bine ați venit! Bună ziua! Deci aici era loja celor tineri, da? Aici acolo era loja celor tineri, acolo era loja actorilor în vârstă și știu că odată noi, nu mai știu cu cine eram, dar ne-am repezit alergând, repede am intrat și Margareta Baciu s-a întors spre mine și a spus: Rodica, știi care este loja voastră? Aia, de acolo. Fără să fie nimic agresiv, dar m-a pus la punct, m-a ciupit. Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Rețeaua de Idol are astăzi o invitată care s-a întors pentru noi într-un oraș unde s-a născut. Există o melodie pe care o fredonați în copilărie? Sau exista? Da, eu am și intrat la Institutul de Teatru cu o melodie de muzică ușoară italienească, Marina. Se cânta pe vremea mea în liceu și când m-am dus la institut, nu știu prin ce, a ieșit o șmecherie așa din mine și am zis că dacă am să cânt, o să-l cuceresc pe maestru Finții, el era la pregătire. Și într-adevăr așa a fost, că pe urmă s-a pus și el într-o situație destul de ridicolă și spunea comisiei: hai, pune-o să cânte, să o vezi cum e. Pentru că acolo se vedea ceva sau îmi dădeam drumul sau nu aveam maluri sau energia mea era, ieșea într-un fel. Ce urați cel mai mult în adolescență? Să fiu umilită. Cel mai important sfat pe care l-ați primit? Să mă gândesc de două ori. Cel mai surprinzător compliment? Că sunt deșteaptă. Porecla sau numele de alint cu care ați fost strigată? Bobița. Cum? Bobița. Bobița. Dacă ați face o călătorie în timp, ce v-ar plăcea să fiți și în ce perioadă? Ce mi-ar plăcea? Aș vrea să fiu în 1924. Atunci se întâmpla ce anume? Era o epocă care îmi vine mie foarte bine, ca o rochie. Între cele două războaie mondiale, lucrurile erau numai din lemn, mătase, organdii, piele, toate lucrurile erau adevărate. Și epoca s-ar putea să fi fost și ei foarte necăjiți și disperați că nu e bine, dar văzută de departe, epoca îmi convine foarte bine și rolurile îmi convin și filmele, când mă uit la ele, îmi convin din acea perioadă, dar am spus 1924 din cauza lui Scott Fitzgerald. Și de acolo, avem o bornă. Ce nu vă lipsește niciodată din bagaj când plecați la drum? Textele. Oriunde plec. Aveți sau ați avut vreun idol? Sunt foarte fluctuantă și am schimbat mereu. Ultimul e nepoata mea. 10 ani se numește? 10 ani și e foarte logică și nu iartă pe nimeni. Are o tristețe din cauza asta și ultima oară mi-a spus: ești cam neajutorată. Cum o cheamă? Catinca. Doamnelor, domnilor, invitata noastră de astăzi e bunica Catincăi. Rodica Mandache, știută de toată lumea, Doruleț, ar spune presa românească. Am văzut nu știu câte titluri care spuneau că niciodată nu o să uite lumea că ați fost Doruleț, partener al lui Florin Piersic. Da, sunt actori care primesc câte un dar, cum am primit eu rolul ăsta, și care, pe de-o parte, e grozav, că toată lumea te recunoaște, indiferent de ce vârstă, pentru că este o piesă cu un personaj feminin în care se regăsesc toate femeile. Așa de la este. 5 ani la 80. Și atunci ăsta e un noroc al meu și o împiedicare e că vrei să spui: da, am mai făcut și altceva. Și eu sunt cartuit acolo în Doruleț. Nici nu nimerește lumea tot timpul Doruleț. Spune sufletel, spune, fiecare spune câte un diminutiv care e drag lui. Bine, ca
multe alte partituri care atunci însemnau pentru oamenii care n-aveau teatru la ei acasă sau în orașele lor, bucuria de a se întâlni cu actorii care ați devenit apoi idol pentru mulți. Piesa e una din marile montări ale televiziunii române. Cred că e una din cele mai frumoase bijuterii pe care le are Arhiva TVR. E făcută de Dan Ecșulea, colegul meu. Și de asta m-a și ales. A fost coleg de an. Coleg de an. Și de asta m-a și ales pentru că mă știa într-un fel și credea că pot să fiu rolul. Și Florin Piersic la fel. Adică Florin a avut 75% meritul de a fi ieșit bine piesa asta. Dacă nu era el și dacă nu... Știi cum s-a întâmplat? Întâmplarea care te-a dus aici, faptul că într-o noapte ca asta mă aflu pentru prima dată singur, farmecul dumii tale, senzația asta de pace, aș zice, luminoasă, pe care mi-o dă prezența dumii tale, mă rog, toate astea, nu te rog să mă ierți că am insistat, m-am gândit numai la mulțumirea mea. Nu m-am gândit nicio clipă dacă și dumitale îți face tot atâta plăcere să petreci noaptea de Reveillon cu mine. Băiete, pune două tacâmuri la masă. Cum ați spus? N-ai auzit ce a spus domnișoara? Pune două tacâmuri la masă. Am înțeles. Îți mulțumesc, domnișoara. Ne-am dus la Teatrul Național, numai noi doi, cu Dan Ecșulea și cu Lucica Hosu și încă nu mai știu cine era. Și am citit. Piesa este extraordinară, este o piesă bulevardieră perfectă, cu roluri extraordinare pentru actori și greu de jucat, că dacă nu au fizicul amploului, dacă nu sunt bine distribuiți, piesa cade. Dacă sunt bine distribuiți, piesa înflorește. Eu am început să citesc și spuneam, mă plăceam și spuneam ce grozavă sunt și cum am să... Cum sunt ei nebuniți după mine, mă și beau și mergeam la sigur, știi, aveam un public țintă. Și deodată Florina a făcut așa, a închis cu zgomot textul și a spus, măi, Florin fiind unul din cei mai inteligenți actori pe care îi cunosc eu, măi, uite ce trebuie să facem, trebuie să lucrăm și să o curățăm pe Rodica de tot ce am învățat până acum. Nu eram foarte tânără. Așa păream, dar nu era. Să o curățăm de tot ce a făcut până acum și să ajungem la ea cea adevărată. Și probabil că sunt chiar sunt cu minte și deșteaptă, pentru că orice actriță ar fi făcut, dar vezi tu de treaba ta, dar, mă rog. Eu am ascultat ca un câine credincios. Eu am ascultat atunci fiecare lucru, chiar dacă nu eram de acord cu el. Ce fericită sunt! Și trebuie să plec. Cred că e mai târziu ca adineaori. Mă gândesc la mama, sărăcuța de ea. La mama mă gândesc, că tata nu prea să se închisește. Da, dar cine e tatăl dumitare? Filozof. Filozof? Da. A fost poștar și de când l-a scos la pensie s-a făcut filozof. Ați avut mereu delicatețea asta de a spune că v-a favorizat publicul, că v-a iubit de la început, că v-a confirmat. Am avut farmec. Un lucru despre care nu știi. Cei care știu, le e mai ușor. Tu nu știi. Și asta are două căi. Pe o cale, oamenii te adoră pentru că ai farmec, iar pe altă cale îi enervezi. Eu am avut noroc să joc din 5 în 5 ani câte un rol extraordinar care nu mi s-a potrivit decât mie. Cu cine ați venit prima dată la teatru aici? Mama. Cu mama eram pe stradă, mama mea a fost tânără, m-a născut la 18 ani, deci era foarte tânără și mă ținea de mână și la un moment dat a spus, hai să intrăm aici. Am intrat și am văzut, și acum știu, statul Palmă Barbăcot. Și mama, ca orice părinte, exagera emoția ca să mă facă pe mine să fiu atentă sau să-mi placă. Dar numai că
Eu am fost din prima clipă fermecată și nu vroiam nici să o aud pe mama râzând sau când mă ținea de mână. Vroiam să mă concentrez la ce vedeam și să fie numai al meu. Ați apucat vreodată să-i mulțumiți mamei pentru lucrurile astea? Mama mea a fost un om foarte dur, extrem de dur. Mi-aduc aminte că eram neîngrijită cu lecțiile, cu curățenia, cu scrisul. Și mi-aduc aminte o zi când trebuia să mă duc la școală și ea s-a uitat înainte de a pleca și a zis, este îngrozitor, și a rupt. Și m-am dus fără lecția scrisă la școală, deși o scrisesem. Și era o frică să nu te duci cu lecția scrisă. Erau niște legi care au fost călcate și șterse, dar erau foarte bune. O țin minte că ea a riscat și m-a trimis așa și de atunci pe semne că am scris curat. Ce știi tu despre Rodica Mandache și nu știm noi, mulțimea, de la galerie? Păi, ce știu eu, știu că e un om extrem de puternic, a trecut prin niște momente incredibile. Eu am crezut, când am cunoscut-o, fiind un om atât de optimist și de vesel și de darnic cu cei din jur și de optimist, așa, m-am gândit că n-a trecut niciodată prin nimic greu. Și după aia am aflat că a trecut prin niște momente extrem de complicate și extrem de grele în viața ei și că nu i-a fost deloc ușor, doar că a găsit tot timpul asta cu fruntea sus, genunchii tari și a dat înainte. Și ne îmbolnăvește și pe noi de optimistul ăsta și ne învață nouă, noi când ne e greu, foarte greu, suntem o grupă de oameni, așa. O mână de oameni. Care i-ați putea fi copii. Care am putea fi toți copii. Da. Copii, nepoți chiar, aș putea să zic. Când ne e greu, o sunăm pe Rodica, pentru că e imposibil să nu te scoată de unde ești căzut. Adică n-are cum să n-aibă o vorbă, n-are cum să n-aibă o pildă, n-are cum să n-aibă o poveste, n-are cum să n-aibă un exemplu. Deși apare cel mai vulnerabil om din univers. Pare. Ea joacă asta tot timpul. Dar plecarea de la Iași, care era cu mici oaze familiare, în Bucureștiul care sunt convinsă că părea ceva imens, complicat, al lor și nu al dumneavoastră? La mine nu era așa complicat, pentru că eu am jucat din anul întâi la Teatrul Național și am jucat un rol principal și toți actorii mari erau în jurul acelui personaj. E o povestire pe care ați mai spus-o. Am crescut Coca Andronescu în teatru. S-a îmbolnăvit. Da, da, da. Și maestru Finții v-a trimis pe scenă în locul ei. Coca era o actriță foarte mare. Și probabil că maestrul Finții m-a luat pe mine pentru că... A avut o slăbiciune pentru dumneavoastră. A avut. Mare slăbiciune. Am jucat după aceea în trei spectacole. Maestrul Finții m-a luat pe mine pentru că trebuia să fii inconștientă să intri în locul unei actrițe atât de mari. Probabil că oricine din teatru ar fi fost. Pe vremea aia erau la modă dubliurile, câte 3, 4, 5 erau pe rol la Teatrul Național. Ar fi lupta să fii bun când ea a fost uluitoare. Nu i-a trebuit așa ceva. Eu nu eram la clasa lui. Eu eram în anul întâi și el avea anul doi. Și avea studente foarte bune. Și cred că și bune pentru rol. M-a luat pe mine. Nu știu de ce. Așa se întâmplă. Viața, asta e norocul. Un actor poate să aibă talent până la cer și înapoi. Ați fost într-o generație cu o competiție foarte serioasă. Am fost într-o generație extraordinară, dar trebuie să ai și șansă și să ai și șansă în șansă. Joacă, nevoie de ajutor. Nu, e destul copilul de... Copilul lăsat la colț, cu vocea ei... Da. Puțin nu. Cântat, așa, e la, un limita, personaj. La limita duioșiei. E un personaj căruia îi place în fiecare să îndrăgostească. Uh-huh. Indiferent de ce, indiferent de cine, adică ea n-a trăit, cred că, niciodată, nicio zi din viața ei fără să fie îndrăgostită de ceva. E un personaj... Da, uite, ea joacă și această generozitate, această... Nu. Nu. Bucurie de a se întâlni cu oamenii, nu. De a-i vorbi nu. Frumos, de a vorbi de bine despre ei. Nu, eu o invidiez pentru asta. Cu cine ați fost colegă? Cu Mariana Mihuț, cu Florina Cercel, cu Valeria Seciu, cu Ilinca Tomoroveanu, cu Ion Caramitru, Ovidiul Moldovan, Dumnezeule. Mircea Andreescu de la Brașov, care era cel mai bun din noi toți și era șeful generației.
el era cel mai bun. Ogășanu, Monica Ghiuță, erau foarte buni. Că, sigur, eu am uitat o parte, așa cum mă uită și pe mine. Nușca! Poftim, Anton Pan! Astăzi e duminică! De 10 ceasuri și jumătate! Atunci ce le dai? Păi, lasă că-ți spune, să ne dai niște ridichi roșii ca obrăjorii culese chiar din răsadnița fetei. Obrăjori ca ăștia nu găsești în toată țara bârsei. Anton! Numai nevastă-mea te întrece, Nușco. Asta s-o știi de la mine. Asta o știu eu. Dacă când ți-e dor de ridichile nevestei, te abați și pe la povestea vorbei. Ce înseamnă cele două ridici din obrăjorii de acasă, când poți avea o răsadniță întreagă pe la pânzii de altora? Aveți voluptatea asta, generozitatea de a vorbi despre colegi. Să știți că am întâlnit mulți actori care doresc să nu menționeze pe nimeni altcineva. Știu. Cu argumentul că nu-i bine să uiți. Nu e niciun argument și nici nu trebuie să discutăm. Așa e. Există termenul fiară. Dar nu trebuie să fii și un pic fiară în meseria asta? Eu, dacă am fost? În general. Dar eu am avut atât noroc că poate că n-a trebuit să fiu. Nu era structura mea asta. Eu m-am bucurat. Mi-aduc aminte că aveam o prietenă și mergeam pe stradă și a apărut o doamnă pe vremea aceea când se mergea pe jos. Și de la ambasada americană a ieșit o doamnă care avea o blană de lynx. Blana de lynx este... Asta e o scenă de film. E ușoară încât când o strângi, ea devine atâta. E ușoară ca niște aripi de păsări. E ceva grozav. De câte ori mă întreabă cineva ce vrei să-ți aduc, eu spun o blană de lynx. Și uite, până acum încă n-am reușit. Prietena mea a făcut... Ce e asta? Și la mine m-am trezit că era, că parcă era a mea. Era o bucurie că o văd, că există. Nu știu dacă pot să spun asta, dar o să te las la montaj, vă să știți cu ea. În epocă îi se spunea viperel. N-am știut. Acum viperel nu deci vine nu de la... Deci nu mai e doar Doruleț. Da, viperel nu vine de la că era un om... Duios. Da. Dar și acum e, adică e un om căruia dacă nu-i place ceva la un moment dat și o deranjează ceva, spune în termeni foarte duri. Ceea ce iarăși e frumos la ea, adică nu lasă să treacă, uneori prea duri. Adică eu când merg undeva și se întâmple să o temperez și mi se face și cumva zic, vă rog, eu frumos, haideți, domnul, haideți că nu. Aveți această bonomie și această căldură pe care, pentru că sunteți o mare actriță, cred că unii bănuiesc că le jucați. Totdeauna ați fost așa o lumină, nu v-am văzut niciodată necăjită, pentru că îngrozitor. Sunt șmecheră. Așa. Pentru că asta e mai bine să fii fericită și veselă tot timpul decât să... Eu stau cu sora mea în casă și sora mea e foarte bruftuită așa. Și mă gândesc ce ușor e să fii tot timpul... Și n-ați reușit să mă lipsiți? Asta nu se poate mă lipsi. Lumea ține la... Semănați copiii, cei patru care ați fost? Deloc. Deloc. Toți patru. Ați fost trei fete? Trei fete și un băiat. Și un băiat. Nu semănam, nu n-am semănat deloc. Cum nu semăn eu cu fiica mea? Eu am un recital diseară și am chemat-o în ultima zi să mă asculte. Diana Mihailopoli e regizor. Da. E bine ca lumea și care nu știe să afle. Să mă asculte. M-a ascultat. Din când în când, pe la Caragiale, îmi sufla că greșeam. La Caragiale există ordinul ăsta, să nu greșești niciun cuvânt. Și pe semne că am greșit. Și aproape umblând cu telefonul, cred că îmi sufla. Pe urmă mi-a făcut niște observații de om bătrân. Adică niște observații. Diana e foarte clasică. Și observații de bun simț erau. Și la un moment dat a spus, ar trebui să-ți dau alte texte. Păi zic, mâine am spectacol, n-ai cum să-mi dai. Nu, în general. Păi zic, dar mai pot învăța atâtea zeci de texte cât... Și a zis, sigur că da, sigur. Deci un pic de încredere în dumneavoastră, chiar dacă e critică? Încă mai are. Eu am avut o relație ciudată cu copilul meu, pentru că și în ziua de azi eu o socotesc o tonă de griji
pe spatele meu. Dacă ea este în cameră când trebuie să fac ceva important, o simt greutatea asta. Așa de complicată e relația încât... E foarte complicată, nu din cauza... Și nu s-a diluat cu timpul, așa? Nu v-ați obișnuit una cu alta într-atât încât... Nu, prima dată când m-a chemat la un spectacol pe care l-a făcut la Bacău, despre Nichita Necunoscut se chema, m-am dus cu o mașină, era cu un câine, țin minte toate lucrurile rele și eram sigură că am să mă duc și o să fie ceva foarte prost și... o să trebuiască să supraviețuiesc acelui moment. Spectacolul a fost grozav și am venit înapoi destul de confuză. Când mi-a spus că scrie prima carte, m-am speriat și am spus iarăși, adamistă sunt, o iau de la capăt de fiecare dată. Și când am citit, m-am simțit și prost că am gândit așa. Dar, vezi, nu m-am schimbat. Stau cu grijă de fiecare dată și spun, oare poate să facă... Deși ea chiar a făcut lucruri grozave. Știți ce îmi vine să spun, da? Ca o mamă la fel de critică cum sunteți și dumneavoastră, săracul copil. Cred că a învățat totuși să supraviețuiască și cu asemenea ochi de soacră în casă. Poate că nu i-a fost ușor. Eu m-am străduit să fiu o mamă bună, dar... E complicat să fii actriță, să fii o actriță iubită, cunoscută, să ai un copil. Probabil că toate lucrurile pe care oamenii le văd la tine le cerci de la copil și probabil copilul n-ar fi vrut să aibă nicio treabă cu... E regizoare, e o regizoare bună, e premiată, e... În schimb, unde lasă garda jos și unde e duioasă cu adevărat, fără Nepoțica. Să joace prin... Da, e Catinca. Da, Catinca. Catinca care spune despre ea că e neajutorată, ceea ce mi se pare că chiar nu îi se potrivește, adică oricum e Rodica Mandache, dar nu neajutorată. E, pare, asta e... și-a construit așa personajul ăsta neajutorat pentru că ea încearcă oamenii într-un fel. Nu poate zbura cu avionul fără tine. Ei, nu poate zbura. Nu poate zbura. Păi a doua seară a zburat cu... Bine, a pierdut avionul, e adevărat. A, l-a pierdut puțin, nu? I-a pierdut avionul, la telefon, am cumpărat bilet din București, am găsit bilet, a fost ceva complicat. Da, e, totuși să nu uităm că e un om care n-a trăit... Între două avioane. Da, trăia între trenuri cel mult, dacă trăia, sau o lua mașina. Dar da, lucrurile astea nu... Dar prefer vulnerabilitatea asta și în viața asta cotidiană și pe scenă luciditatea pe care o are ea. E greu să fii părinte, e greu să... Știu că i-am spus Diana odată, uite ce drăguț sunt copiii de la tine din clasă, ce vesel sunt, da, da, ei... Nouă mamă cu personalitate așa de... Dar vă pasă asta, că vă referiți destul de des, tot timpul reveniți la... Mă pasă, pentru că e lucru în care poate n-am reușit. Și recuperați acum cu nepoata, cu Catinca? Sunteți mai îngăduitoare? Aveți mai multă încredere în ea? E altfel, odată. În al doilea rând, cred că seamănă cu mine. Sau sperați că seamănă cu dumneavoastră? Și sperat, dar și seamănă cu mine ca, ca tot ce face. Și are și un fel de... Să sperăm că o să prindă bucurii cum am prins și noi în viața noastră și să sperăm că o să le fie și lor dat să se bucure de Cer Albastru și de Mare Lină. Ia să scoală la ora 4. Așa. Și la ora 5 jumate îți dă telefon și te întreabă, ce faci, mai dormi? Nu, doamnă, citeam de un Shakespeare. E 5 jumate, cam cum aș putea să nu dorm? Dar are un biorit de ăsta și să trece la 4 jumate și zice, păi da, eu până acum am citit o carte, am scris, am, vezi că am făcut scenariul ăla, am terminat aia, am învățat aia. Zic, doamne, dar când? Că eu de-abia mă scurg pe lângă canapea. Deci cum e posibil ca un om, ca... a avut grijă de mintea ei, a avut grijă de sufletul ei și acum e un om extrem de în formă și foarte curios. Nu m-au auzit? Am jucat și eu în asta. Ah. Artistă. Artistă? Dar ce folos? Nu scriu un cuvânt despre mine în toată cronica. Parcă nici n-aș fi jucat. Să știți că are ceva cu mine. Mi se pare, dumitare. Mi se pare? Păi de mine. Ascultați. O apariție încântătoare, domnișoara Grigoriu. Admirabile domnișoara Ivet Stancu. Domnișoara Gigi Vasiliad a cântat tangoul, hai să mă uit, într-un ritm languros. Mă rog. Domnișoarele Cilibiu, Ștepănescu și Walter, în notă, vedeți, vedeți, Georgeta Mălină, e un element care promite numai pe mine, nu, nimic, nimic. Nimic să nu fi știut despre dumneavoastră. Și să vă ascultat acum minutele astea cât de când stăm sub reflectoare și cu Blana de Lynx, cu
norocul ăsta incredibil de a juca din anul întâi cu mari actori ai, ai României pe scena Teatrului Național din București, când tu erai un viet student în anul întâi, cu toate astea care vi s-au întâmplat miraculos, aș spune că puteați ușor să fi jucat în film și era egal cu, cu viața dumneavoastră. V-ați pus vreodată problema că ați avut așa destin cinematografic fără să, să-l meritați? Cum s-ar numi filmul vieții dumneavoastră? Nu m-am gândit niciodată la mine că nu merit un lucru bun care mi-a venit. Ați trecut chiar și prin tragedii. Chiar dacă sunt un om cu minte și, hai să zic, modest. Nu se mariază cu mine modest, dar un om învățat cu... Eu am avut și o viață foarte grea alături, foarte, foarte grea. Și sunt un soldat în tranșee, în... chiar în fața acolo unde-i dușmanul și mă târâi pe coate. Tânără, văduvă, o fetiță... Nu numai asta. Am trăit greu. Ați avut o relație directă și concretă cu divinitatea. Sunteți crescută de o mamă care, citeam undeva că povesteați că era un om foarte religios. Era chiar habotnică mama, da. Eu sunt cea mai aproape de habotnicia ei, fără să fiu habotnică, dar mama era așa pentru că greutățile pe care le-a avut din tinerețe au format-o să fie... O trimiteau să caute sprijin. Da. Speranță. Și cred că așa era vremea. Pentru că eu stăteam la Iași într-un loc unde biserica era în centru. Acolo se întâmplau toate lucrurile bune. Era un preot, preotul Sandu, care avea grijă de toată comunitatea. Știa despre fiecare lucru. Mi-aduc aminte că la un moment dat m-a chemat și a spus: vină încoace, că aveam vreo 10 ani, trebuie să înveți franțuzește. Și îmi dădea lecții de franceză. Te-a întrebat cineva de bani? Te-a întrebat cineva dacă vrei? Da, întreba cineva dacă poți. Erau niște lucruri foarte bine așezate. Sunteți unul din marii prieteni ai noii generații de actori populari din România, da? Îl aveți pe Marius Manole ca un fel de nedeclarat fiu nelegitim și devenit adoptiv între timp. Marius e tot timpul umbra dumneavoastră. Mi-ați spus că v-aș însoțit nu până la Iași. Glumesc, dar jucați în multe spectacole și el are grijă. De fiecare dată când mai postează câte un story și anunță un spectacol, să mai ridice și câte un mic monument pe soclul ăla care pentru el înseamnă... Nu, el... Rodica Mandache. El e așa o mimoza senzitivă. Trebuie să se apere. Are nevoie de... o haină de fier să-l protejeze și pe semne că m-a găsit pe mine în privința asta. Cea care are de câștigat sunt eu. Noi ne-am împrietenit pentru că ne-am prietenit. Păi ne-am prietenit greu pentru că eu făcusem un scandal la Sfântul Gheorghe, la Sibiu. Nu, că n-ar fi fost singurul scandal pe care l-ai făcut. Da, da, ăla a fost unul din scandalurile mari și când m-am întâlnit, când am deschis ușa la Teatrul Odeon, n-am spus niciodată Rodica Mandache, care era la o masă cu studenții, a ridicat ochii și a zis: uite-l și pe ăsta. Și nu ne-am plăcut deloc. După care am jucat împreună la un spectacol la Târgoviște, am fost amândoi distribuiți a doi ca eu Romeo și ne-am distrat foarte tare. Pentru că eu nu înțelegeam cum un băiat atât de urât poate să joace Romeo și eu nu înțelegeam cum... și râdeam foarte tare pentru că în spectacol era o replică înainte să intru eu, intră frumosul Romeo. Și eu intram și toată sala râdea. Și ea în culise, zicea: du-te mai, du-te, du-te, du-te. Dar jucați cu el, cu Medea Marinescu, cu Angel Damian, adică sunteți întotdeauna sunteți într-o combinație. Nu numai că joc, dar abia aștept să mă duc la spectacol. E un text scris de Lia Bugnar și ei se poartă cu mine, sau cel puțin așa simt eu, ca și cum e un vas de alabastru în mijloc și să nu trebuiască să-l spargi. E un om
cum puțini actori mai sunt printre noi tinerii, trebuie să recunoaștem, un om care are o cultură foarte bine, solidă, un om care merge la toate spectacolele, la tot ce apare nou, care urmărește pe YouTube toate spectacolele noilor artiști sau vechilor artiști, tot, la toate concertele, adică nu există seară la Festivalul Enescu să nu o vezi acolo. E, câți dintre noi am făcut lucrul ăsta? Câți dintre noi? Deci e un om atât de viu, e mai viu decât un om la 20 de ani. Să joc bătrânețea pe scenă. Asta e cu ei, actorii. Orice om pe care l-am iubit și nu mai pot să-l iubesc este pentru mine un pas spre moarte. Înțelegeam că teatrul este o artă care moare repede. Vom dispărea. Ziua ei se împarte între ajută dimineața pe cineva. Nu există zi în care să nu ajute pe cineva. Cineva o sună, spune că are nevoie de ceva, da. Și ea se duce. E disponibilă. Da, asta mi se pare incredibil. Că eu tot zic că m-a sunat ăla, n-am chef să fac. Zic, mă, dar de ce n-ai chef? Du-te, mă, și ajută-l. Deci ajută pe cineva, după care are o repetiție, după care are o filmare, după care are un spectacol, după care... Și te întreb, domnule, câți ani are omul ăsta? Și probabil că așa e un om care n-are vârstă. Cu toată generația tânără am o relație foarte bună, dar care face parte din structura mea, pentru că eu întotdeauna am admirat extraordinar. Veniți acum în conflict cu ce mi-ați spus despre relația copilul dumneavoastră. Știi că este o scriitoare englezoaică, Enid, care scrie cărți pentru copii. A fost un monstru cu copiii ei și a fost iubită de cei pentru care scria și când se întâlnea cu ei. Nu sunt chiar așa, dar se poate întâmpla. Eu nu am fost bună, n-am fost pregătită. Dar cine-i pregătit să fie părinte? Dacă ați ști cât de mult sunt, veneam de la Timișoara și într-un vagon de dormit vorbeam cu o doamnă care era cel mai modest om din țara asta. Și la un moment dat mi-a vorbit de fetița ei, era pe la începutul anilor 90 și mi-a spus că este studentă într-o țară, nu știu unde, la Bonn sau nu știu unde era. Și zic, dar și cum de-a ajuns acolo? Și ea mi-a spus, păi eu am făcut asta. Cum? Păi am văzut, am înscris-o, ea plângea în fiecare zi. Plângea și spunea că nu poate și că nu vrea să se ducă, nu vrea să se rupă de casă. Și eu am învățat cu ea. Era cineva care, când vă spun că învăța cu ea, e cum m-ați pune pe mine să scot toate scaunele astea și să fac o altă construcție. Adică ceva imposibil. Am învățat cu ea, zice, și acum a început să-i placă și s-a înscris și ea la a doua. E o mamă care se dedică în totalitate pe toate compartimentele. Dar n-ați vorbit cu fata ei. Poate că ar fi bine să vedeți și partea cealaltă a medaliei. Poate nu de asta avea nevoie fata ei. Nu știu. Fata mea este un om reușit, chiar foarte reușit, care mă uimește și pe mine. Câteodată îi trimit câte o poezie sau ceva găsesc și i-am trimit înapoi. O știu de când aveam 14 ani și, într-adevăr, Diana, cred că știe 400 de... Eu mă gândeam că îi trimiteți o tavă cu tartă cu vișne și dumneavoastră îi trimiteți poezii. Cum e viața în familia astea de artiști? Cât de diferită e, de fapt? Uite, ea știe să gătească extraordinar și eu nu știu să fierb nici apa. Dansați? Nu vă supărați, dar mămica nu-mi dă voie să dansez cu persoane străine. Nu e nimic, îi spuneți că vă sunt frate. De ce a scris această carte despre Ovidiu Iuliu Moldovan? Eu mă îmbrac în aceeași cabină cu Dorina Lazar și într-o zi Dorina face: uite, măi, se scriu cărți peste cărți și despre Ștefan Mihăilescu Brăila, care a fost la noi la teatru. Și zic, dar de ce nu scriem noi? Și ea nervoasă a spus, da, scrie-o tu. Și ea, neștiind că eu am să mă apuc să o scriu. Și atunci prima carte care a ieșit a fost a lui Ștefan Mihăilescu Brăila. Și cât a fost pandemia, cred că de 10 ani mă gândeam la Ovidiu. Ovidiu a fost primul meu partener la școală. Pe urmă mi-a fost un prieten extraordinar de bun. Pe urmă a fost un băiat, deși eram așa tânără. Uite cum e Manole acum. Toată lumea îmi spune că mama, că
nu e o relație de mamă, băie, nici vorbă. E chiar, într-o zi, nu știu, jucasem și i-am spus, băi, așa de bine ai fost tu în astă seară în spectacolul ăsta. Doamnă, se poate să jucați în halul ăsta? Dumneavoastră v-ați uitat la... Și zic, bă, nu, eu am avut un spectacol. Cum ați avut, doamnă, un spectacol? Cam așa. Asta e relația. Deci nu e de... Sau e de mamă, fică, poate. Nu știu. Așa aveam cu Ovidiu. Ovidiu nu era așa. Era cu minte, era bun, era un copil pe care scria durere. El e un actor cu operă, cum spunea Dorel Vișan. Când l-am întrebat, spune-mi ceva despre el. Deci nu e prima carte pe care o scrie despre un coleg. Da. Da, 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 o dor. Te gândești că tare. E despre un prieten foarte apropiat, că e despre un iubit, că e despre un mentor, că e despre un idol. Nu, e despre colegul ei. Da, pe care cred că l-a iubit foarte tare. Adică posibil. Nu cred că nu scrie despre oameni pe care nu i-a iubit neapărat. Pentru că ea își iubește foarte tare colegii realmente și nu permite nimănui când suntem undeva să vorbească cineva urât de un coleg de-al ei. Niciodată și tot timpul să are neapărare. Asta e ceva foarte frumos. Și în timpul pandemiei fiecare trebuia să ne găsim o treabă. Și atunci eu am scris. Și am scris o carte foarte frumoasă. Și așa se cheamă, o carte frumoasă despre un om frumos, la care am avut acces, într-un fel ciudat. Cred că în ultimii ani am vorbit numai mai mult la telefon. Sau numai la telefon. Așa un om exemplar a fost? Da. Da, l-am descoperit. E foarte ciudat. Îl cunoșteam atât de bine, era în sufletul meu. Era unul din oamenii cei mai iubiți și totuși când am scris cartea am descoperit pe altcineva. Altfel. De greu pentru o femeie să fie singură. Știi că la Pelzer au atacat hoții? E nevoie de un bărbat în casă. Lume drag, ce mai vrăjit, inima mea-i fermecă. Ne cunoaștem de 6 luni. Am avut timp să te prețuiesc ca bărbat. Aveți slăbiciuni majore pe care nu le puteți controla? Că v-am zis, pare că jucați rolul fragilității, că vă place să păreți vulnerabilă, deși discursul dumneavoastră vă legitimează ca un om foarte puternic. Orice om e vulnerabil. Care e punctul dumneavoastră? Orice slab? Om e vulnerabil. Faptul că nu mă pot concentra în existențial. Adică dacă am, trebuie să o trimit pe Diana cu Catinca în vacanță, că tot eu fac toate lucrurile grele, nu, cum să spun, toată lumea are de suferit în jur. Adică la interviu ăsta nu mă pot concentra. Până la urmă, când rezolv, sunt atât de fericită încât dau din fericirea mea și altora. Deci mi se pare că greu lipiți un lucru cu celălalt. Deci le faceți posibil. Nu sunt riguroasă, nu sunt disciplinată. Mie îmi place să spăl vasele. Și le spăl. Și le spăl în așa fel încât sora mea, care este perfecționistă, dură, le mai spăl o dată. Adică, dar le spăl. Dar încerc să fac. Și fiecare lucru îl încerc să fac. Eram în Ungaria cu Claudiu Blönd și stăteam în aceeași casă și eu mă scol foarte de dimineață. Și m-am sculat și am spălat vasele și tot. Și a venit Claudiu și a spus, Rodica, tu nu mai speli vasele niciodată. Că le-a... au vrut să pui nu știu ce mâncare și a ieșit praful cu care am spălat sau nu știu. Un pic de spumă. A ieșit spumă, da. Vezi, și când fac curat, eu sunt necăjită, că nu fac atât de bine, dar fac. Ce a fost, a trecut, ai greșit și tu, am greșit și eu, nu? Tu ai adunat prea mult, eu am risipit prea mult, asta e nepotrivire de caracter. Acum o să ne despărțim, Mimi. O să ne despărțim. Eu mă duc înăuntru, îl las pe afară,
Tu rămâi mai departe tot în cadrul comerțului de stat și ai să mă aștepți ca o vrăbiuță credincioasă. Bunele intenții v-au salvat tot timpul. Dumnezeu m-a salvat, pentru că mi-a dat mereu câte ceva. M-a salvat de câte ori... Valintați, tot timpul valintați. Păi așa pare. Da, așa dar pare. Nu cred că eu malint. Nu? Așa iese. Și ca actriță am enervat multă vreme după ce m-am lansat și după ce a fost bine, cu faptul că eram malintam. Și acum îmi dau seama că partea mea cea mai tare e asta. Știi? Și am revenit la ea acum natural, la 1000 de ani. Nici nu cred că v-ați dorit. Nu, nu mi-am dorit, dar așa a ieșit. Așa a ieșit. Învățați greu textele? Nu le învăț greu, dar nu sunt riguroasă. Ești liberă de seară? Sunt măritată de seară. Da, mâine seară? Tot măritată. Ești căsătorită? Da, sunt căsătorită. Și te ții de căsnicie seară de seară? Păi dacă tot am pus mâna pe ea, vreau să țin bine așa vreo 10.000 de seri. Vă ajută talentul să improvizați. Talentul de scriitor. Adică nu, vorbele nu sunt o problemă pentru dumneavoastră, le aveți la degetul cel mic. Da, dar nu e bine pentru ceilalți. Adică pentru Caragiale sigur nu v-ar spune Diana. Păi, când am văzut că îmi spune alea două replici invers, că trebuie să le spun. Spuneți-mi cum ați trecut peste perioada asta care pare să fi îngenunchiat pe multă lume. Acum am ajuns la faza de studii, apropo de cât de tare ne-a afectat pandemia, de cât de nesigur am devenit, de cât de mult ne-a schimbat. Ați simțit-o puternic? Toată lumea a simțit-o, pentru că era ca un tsunami care vine peste tine. După Revoluție, cu efecte, mă refer. S-a făcut un reportaj și cineva intervieva niște femei cărora li s-a dărâmat casa. Și prima era, vi s-a dărâmat casa, da, era o tragedie antică. Cealaltă, vi s-a dărâmat casa. Și am să fac o casă extraordinară, mare, mare, să moară ăia care mi-au dărâmat-o. Sunt două feluri de a intra în nenorocire. Pentru că asta este o nenorocire și o să ție încă 4-6 de vaccinuri. Care a fost al dumneavoastră? Asta, că trebuie să fac ceva, că trebuie să găsesc ceva nou, că trebuie să muncesc, că trebuie să mă bucur, că trebuie să găsesc soluții, că trebuie să-i fac și pe ai mei să alerge. Și așa mai departe. Niciun lucru nu e bun și rău, numai bun sau numai rău. Și există foarte multe bune în faptul că am... Că ni s-a arătat sfârșitul lumii, că ni s-a arătat cât cântărim, faptul că eram fără sentimente, nu mai știam să iubim, eram foarte învâltorați așa cu toate lucrurile bune și măcar ni s-au arătat, unii s-au refăcut ca la puzzle. Așa. Alții încă sunt în expectativă. La vârsta mea contează cel mai tare să fii sănătos și să ai energie. Dacă ai energie să deschizi o hidrocentrală, atunci ești căutat. Dacă nu, stai acasă. Vă rog doar să-i spuneți un singur lucru nepoatei dumneavoastră, asta așa pentru că a zburat timpul și... S-a consumat și dialogul ăsta la care nu v-ați concentrat deloc. Să-i spuneți din partea mea că, Catincă-i, că bunica ei e departe de a fi neputincioasă. Asta e tot ce pot să-i spun și să fie foarte atentă la dumneavoastră, că nici nu știe de unde iese forța aia care deschide o hidrocentrală. Da. Deși cred că doar dumneavoastră vi se pare că ea valintă cu bună știință, așa, crezând ce spune. Eu cred că și Catinca știe cam ce bunic are. Sper că știe și... V-a văzut jucând? Da, dar nu e foarte impresionată, foarte... a venit și la teatru de multe ori. E ca toți copiii de vârsta ei, au prea mult și nu fac față la acel prea mult. Și informații, și lucruri, și jucării, și cărți, și... Nu fac față.
Într-o zi mi-a spus că ar vrea să citească o carte. Zic, merg eu să ți-o cumpăr. Da, dar are 12 volume. Zic, bine, nu-i nimic, o cumpăr. Copilul citea. M-am dus. Era în engleză. Sunt niște benzi desenate. Și zic, da, tu știi să citești așa bine în engleză? Da. Tu nu? Asta a fost... Asta, zic, nu știu dacă știa așa de bine. Și nu, nu, nu. Da. Și zic, poți să-mi povestești în engleză ce? Și mi-a povestit. Noi suntem inculți acum cu copiii ăștia mici. Pentru că eu nu cunosc niciun personaj, nici o carte, nici un erou, nimic din ce o fascinează pe ea. Eu încerc cu aceleași lucruri pe care le-am avut toți să-i spun și să o fac curioasă. Și nu o fac. O bucățică din Rodica Mandache, cred că a fost azi la Rețeaua de Idoli. Cred că, de fapt, doar așa o felie din dumneavoastră e de fiecare dată. Întregul, cred că e departe. E greu să-l vezi. E așa, parcă un pic așa din dumneavoastră am aflat. Asta e stilul tău care l-ai de obicei și, și e foarte frumos ca să îl ridici pe cel după ce a terminat, să-l ridici undeva. Nu, dar sunteți acolo. Rodica Mandache, la Rețeaua de Idol, fără expozițiune și fără final, pur și simplu, așa, fără sfârșit, cum cred că este bine de tot să fie mereu. Mulțumesc frumos! Și eu. Mie e foarte dragă și... Am jucat mult împreună, mult. Și ne înțelegem. Și jucați în continuare. Și jucăm în continuare, da, da. Îi stătea și... bine acolo, să știi, în mijlocul scenei, la teatru, unde a văzut prima dată cum la arată Scândura. Nu, am filmat-o la Iași. La Iași. A intrat ea la 3 ani prima dată într-un teatru. Da, ce frumos. Și unde o fascina Cortina. Da, și pe mine la fel. Aceeași scenă, aceeași... Da, da, exact. Avem, zici că avem istorii tale, lasă, rog, să ne fie sănătoasă.